Săgetător, februarie 2024. Bună tuturor și bine v-am găsit aici pe canalul Raze Divine. Eu sunt Rina Devi și vă salut acum din România. Am revenit cu lectura cardurilor de tarot, așa cum v-am obișnuit în fiecare lună. Totodată vreau să vă reamintesc, dragii mei săgetători, că această lectură este o analiză generală, poate rezona sau nu cu tine. Tu ia doar ceea ce simți că ți se potrivește. Lectura de astăzi este pentru toți cei ce aveți soarele, luna, ascendentul în săgetător. Haideți, dragii mei, să vedem care sunt energiile de care săgetătorii ar putea să profite în această lună februarie, în care ar putea să se bucure în cazul în care pot schimba ceva în viața lor. Să vedem energia tarotului pentru voi, dragii mei. Ce mesaje are tarotul pentru voi, săgetătorilor, care vă aflați acum aici, în direct cu mine? Ce mesaje are tarotul pentru voi pe toate planurile? Da? Chiar acum, să vedem. Primul card care începe, care deschide lectura săgetătorilor, este 9 de cupe, care îți spune, dragul meu, draga mea, răbdare. Vorbește de răbdare acest card. Dacă ai suferit de probleme de sănătate, drag săgetător, până acum, acum ar trebui să vezi o îmbunătățire sau să fii mai pozitiv cu privire la sănătatea ta. Dacă sănătatea ta este bună, acest card indică faptul că ar trebui să rămâi așa, să ai grijă de tine. Când apare acest card, dragii mei, este un moment bun pentru a te răsfăța sau pentru a avea ceva timp pentru tine, da? Cu toate acestea, te poate avertiza să eviți excesul de îngăduință, deoarece poate avea un efect negativ asupra sănătății tale, drag săgetător. Următorul card este acest cavaler de bastoane, foarte elegant, foarte aventuros. El vine și vorbește că în această lună, dragul meu săgetător, vei avea o poftă de aventură, de pasiune. Vorbește despre planificarea unei călătorii chiar. Deci, dragul meu, draga mea, dacă te gândești să faci o călătorie pentru o anumită schimbare, să spun așa, sigur, această călătorie ai așteptat-o atât de mult timp, căutând și găsind noi oportunități. Fii foarte sigur pe tine, ai acea încredere în tine și chiar este timpul să iei această decizie, așa că vei pleca într-o călătorie în această lună și îți va merge foarte, foarte bine. La început o vei lua ca o aventură, dar apoi ai să realizezi că e o călătorie înțeleaptă care îți schimbă radical cursul vieții, atât pe plan amoros cât și material. Așa că, dragul meu săgetător, înveselește-te pentru că lucrurile vor curge foarte, foarte bine în această călătorie care o vei face în această lună februarie. 7 spade spune că timpul tău de sacrificiu s-a încheiat, drag săgetător. Nu te vei mai sacrifica pentru nimic, pentru nimeni. Acum este timpul tău să fii fericit. Acum este momentul tău să-ți trăiești propria viață. Așa că trebuie să înveți să spui nu. Și nu te încărca mai mult cu,
cum spun eu, încărcături care nu sunt ale tale sau cu problemele altora. Este timpul ca tu să te lași de aceste încărcături și să te eliberezi de procesul caritas, cum îi zic eu. Spune nu, e dreptul tău să spui nu, poți să o faci. Fiecare cum își aștepte, așa se culcă. Tu trebuie să-ți vezi de ale tale preocupări, de ale tale probleme, de viața ta. Unii oameni cunoscuți ție sunt obișnuiți să îți ceară mereu favoruri. Și tu mereu spui da. Ei, dragul meu, draga mea, sunt momente în care trebuie să te gândești mai mult la tine și nu atât de mult la a rezolva problemele altora. În această lună, februarie, vei schimba ceva în legătură cu acest lucru. Judecata din arcana majoră reprezintă caracterul tău. Înseamnă că ești o persoană bună și un lider cu o viziune clară. Este rar să te închipui pe tine însuți și știi întotdeauna în ce direcție să mergi atunci când în calea ta apar bifurcări. Este vorba de judecata divină pentru tine, drag săgetător. Fiecare persoană va trebui să răspundă pentru faptele ei, pentru faptele înfăptuite de-a lungul vieții, așa că trebuie să fii pregătit pentru acest lucru, drag săgetător. Judecata îți arată că ai ajuns la o piatră de hotar și că trebuie să te hotărăști în ce direcție te îndrepți. Vei fi eliberat de resentimentele adunate din trecut, însă va trebui să faci o schimbare mare în viața ta în această lună, una care include fapte bune. Nu trebuie să mai faci fapte rele. Aici vorbesc pentru unii dintre voi, nu se potrivesc mesajele tuturor săgetătorilor, da? Trebuie să le acoperi pe cele rele pe care le-ai făcut până acum, altfel vei suporta consecințele mai târziu. 4 de monede. Aceste monede, această carte îmi sugerează că, dragi săgetători, sunteți într-o perioadă în care vă concentrați pe securitatea financiară, pe conservarea resurselor și pe gestionarea atentă a banilor. De asemenea, văd o dorință de a avea controlul asupra bunurilor materiale sau o teamă de a pierde ceva valoros. S-ar putea să fiți reticent, să spun așa, să împărtășiți sentimentele sau resursele cu ceilalți și să vă simțiți închis într-o anumită măsură. Nu veți vrea să mai spuneți nimănui ce faceți, cât câștigați la locul de muncă și ce faceți cu banii și așa mai departe. În această lună puterea este în tine, dragul meu, draga mea. Nu trebuie decât să o găsești și să o folosești pentru a ieși învingător. Lasă ca unele lucruri să curgă de la sine. Nu forța nimic. Învață să fii mai deschis, mai curajos și mai generos. Astfel vei avea de cules mai multe avantaje decât îți imaginezi, drag săgetător. Mergem mai departe cu cavalerul monedelor. Pardon. Cavalerul monedelor vă îndeamnă, dragilor, să vă urmăriți obiectivele cu încredere, cu energie și hotărâre de oțel. Pentru cei curajoși, drumul înainte este clar și marcat de aventuri formidabile și de creștere personală. În această lună, pentru unii nativi, este un semn că aventura și entuziasmul vă vin în cale. Drag săgetător, ți se va acorda capacitatea de a îndeplini obiective, de a-ți îndeplini obiectivele și de a lua viața de coarne, cum se spune. Pentru cei ce sunteți într-o relație, relația este pe cale să devină mai interesantă și mai pasională,
pe măsură ce, drag săgetător, vei descoperi o latură nemai văzută a partenerului tău. Este posibil ca voi să vă îmbarcați într-un nou capitol al vieții împreună și să mergeți într-un loc necunoscut. Chiar dacă doar încercați o activitate nouă în zona voastră, veți descoperi că vă vedeți într-o lumină nouă, mai sexy chiar. Pentru cei care caută dragoste, acest cavaler al bâtelor, pardon, al monedelor, da? Vor spune că veți avea sentimente de încredere, farmec și distracție în lume și veți întâlni pe cineva care are aceleași calități ca ale voastre. Este de asemenea un semn că cineva din viața ta te consideră irezistibil, dar nu a găsit momentul potrivit să-ți spună, drag săgetător. Canalizează-ți neînficarea, să spun, pentru a acționa și a face primă mișcare, primul pas, da? Mergem mai departe cu pusnicul din Arcana Majoră sau Călugărul, se mai spune la acest card. Vei avea momente, dragul meu, draga mea, să te izolezi, să stai cu tine, să nu vezi pe nimeni. Ai nevoie de liniște pentru a aprofunda ceea ce te macină. Ai ceva care te macină, nu poți trece peste o problemă, să spun, peste o situație. Este vorba despre acea singurătate după care tânjești atunci când cauți un răspuns în sufletul tău. Poate fi vorba despre vocea ta interioară, care încearcă să-ți transmită un mesaj important în această lună, ori despre o persoană apropiată ție. Ascultă, dragul meu, draga mea săgetător, cu atenție mesajul care ți se transmite, pentru că te va ajuta să-ți schimbi perspectiva asupra vieții. Însă doar după ce vei reflecta singur la ceea ce te îngrijorează, abia atunci vei putea să găsești o soluție în rezolvarea acestei situații în care te afli tu acum. Valetul de bâte sau de bastoane, tot aia este. Vă îndeamnă, dragii mei, să vă asumați riscuri și să vă îmbrățișați creativitatea tinerească. Noi oportunități și idei vor veni în această lună. Acesta este un moment pentru a îmbrățișa schimbarea și creșterea cu brațele deschise. Dacă te-ai simțit puțin neliniștit în relația ta de dragoste, viața ta amoroasă, ar putea fi cauzată în această lună de o schimbare, de o mare schimbare. Acesta este un moment minunat pentru a ieși din zona ta de confort cu partenerul tău. Încercați să mergeți împreună într-o escapadă, să spun, de weekend sau într-o scurtă excursie. Despărțirea de rutină va reaprinde sentimentele pasionale și va face cu adevărat minuni pentru viața ta amoroasă. Dacă cauți o companie romantică, acest valet de bâte este un panou luminos. E ca un neon care îți spune să-ți asumi riscuri și să te pui acolo. Nu vă veți întâlni noul partener respectând rutina obișnuită. Dacă stai în casă, normal că nu o să te cunoască nimeni și nu te știe nimeni. Ieși din acea rutină, ieși din casă, mergi, plimbă-te, vizitează locuri în care nu ai mers în mod obișnuit sau inițiază conversații cu persoane de care în mod normal te-ai feri. Vei fi plăcut surprins să știi de ceea ce vei găsi. Baftă, săgetătorule, va fi ok totul. 6 spade, 6 săbii. Vorbește despre intuiție,
despre îndrumări interioare, ghidări spirituale, progres chiar, deplasarea în ape mai calme. Ești într-un loc, te afli acum într-un loc unde nu prea îți convine ție. Uite cum sunt valurile astea, cum este apa asta tulbure aici. Vei pleca din acest loc într-un loc mai liniștit sau vei căuta un loc mai liniștit cu ape limpezi, cu liniște, cu pace și cu tot ce îți place ție. Vei depăși unele greutăți, te vei vindeca interior, vei simți o ușurare și o stabilitate, astfel încât te poți aștepta ca problemele din viața ta să se așeze și lucrurile să fie mult mai ușor de tratat. Aceste spade mai pot reprezenta că vei avea, că vei vrea să evadezi și să fugi într-o călătorie, în străinătate pentru unii dintre voi, pentru alții într-o călătorie în alte localități, chiar sau plecarea într-o vacanță. Vei ieși până la urmă din sentimentul letargic și după care ai trecut printr-o perioadă grea. După furtună iese soarele întotdeauna și voi știți acest lucru. Să vedem și ultimul card al tarotului acum la încheiere de lectură pentru voi, dragii mei săgetători. Să vedem ce mesaj rezonează cu voi acum la sfârșit de citire, de lectură, da? Să vedem. 5 monede. Te simți abandonat, te simți dat pe din afară, cum spun eu de obicei. Acest card este un card al transformării, o transformare în percepții, o regândire a unei situații. Te vezi așa ca un fel de oaia neagră a familiei. Poate te simți singur, dar să știi, dragul meu săgetător, atunci când ești lăsat pe din afară, fără haine să te îmbraci, fără hrană, realizezi că ai în preajma ta persoane foarte valoroase. Din această carte a abandonului, a suferinței, se poate transforma într-o carte a magiei și a compasiunii umane reciproce. Vei fi în momente când simți că nu mai are niciun rost să mai trăiești, te simți singur, foarte singur, abandonat și că nimeni nu este interesat de tine. Să știi, dragul meu, draga mea, că va veni cineva, un salvator, să spun așa, un om care a suferit și care el te va înțelege. Știți cu toții că numai unul care suferă te poate înțelege, pentru că a trecut prin suferință. Așa că, dragul meu, săgetător, draga mea, nu dispera. Știi foarte bine că Dumnezeu nu te va lăsa niciodată singur, singură și nu te va abandona niciodată. Da? Cam atât pentru astăzi, pentru luna februarie. Vă mulțumesc tuturor pentru like-uri, pentru abonare, pentru comentariile frumoase, pentru energia voastră, pentru timpul vostru. Să ne reauzim cu bine într-o nouă lectură. La revedere!